Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a anunțat operaționalizarea unei aplicații prin care aparținătorii pacienților diagnosticați cu COVID-19 și internați la ATI să poată afla informații despre starea acestora. Cum va funcționa această aplicație? Ne explică în cele ce urmează colegul meu Andrei Ștefan. Andrei, te rog. Bun găsit! Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a anunțat ieri lansarea unei aplicații prin care rudele pacienților infectați cu COVID-19 și internați la secțiile ATI pot afla informații despre starea acestora. Momentan se lucrează la operaționalizarea acestei aplicații, iar peste câteva săptămâni ea va deveni funcțională. Astfel, medicii de la ATI pot transmite aparținătorilor pacienților internați la terapie intensivă date în timp real legate de starea acestora. Deocamdată sunt 14 spitale COVID și suport COVID care s-au alăturat acestui proiect, proiect pentru care Ministerul Sănătății a semnat un parteneriat cu o organizație non-guvernamentală. Instituția pe care Ioana Mihăilă o conduce nu va da niciun ban. Practic, această aplicație a fost deja dezvoltată și pusă la dispoziție, iar putem spune că această aplicație, în plus, întrunește criteriile de siguranță legate de protecția datelor personale cerute de către STS și de către Ministerul Sănătății.